Astăzi vă voi spune tot una de la Seneca, una ce merită să o rumegați bine, precum vacile, știți? Printr-un stomac, apoi prin altul și tot așa. În cazul nostru, printr-o rețea neuronală, apoi prin alta și tot așa. Să ne bucurăm cu lăcomie de prezența prietenilor. Treaba asta sună așa cumva, nu vă gândiți, el a stat să cugete măcar vreo 15-20 de minute până i-a ieșit vorba asta de duh. Sigur, glumesc, eu zic că mai mult. Însă, asta se referă la un singur lucru, de fapt, la prieteni. Cât de importanți sunt prietenii? Sigur, mulți dintre noi considerăm, mai ales acum că avem parte de rețele sociale, că avem atât de mulți prieteni, însă un prieten în vremurile noastre poate fi considerat acea persoană care poate fi deranjată pe la o bucată de noapte sau cine știe în ce situație, în weekend, așa, să te ajute atunci când ai nevoie, da? Atunci când și el teoretic nu ar putea și totuși încearcă să facă un extra efort să te ajute. Ăsta e un caz. Mai sunt și altele, dar ăsta e unul care, zic eu, delimitează prietenii de ceilalți. Cu lăcomie să ne bucurăm de prezența prietenilor, pentru că adevărații prieteni sunt cei cu care noi rezonăm îndeajuns de bine. Sunt cei cu care, așa cum spun cei care degustă vinul, că vinul merge mult mai bine cu prietenii. Ei bine, cu oameni faini. Asta înseamnă din perspectiva proprie, adică cât de mult îți place de persoana respectivă. De ce să ne bucurăm cu lăcomie? Pentru că acele momente sunt cu adevărat intense. În momentele respective reușim să descoperim mai multe despre noi, dacă stăm să povestim, să ne povestim trecutul. Și unul și celălalt, bineînțeles. Putem să facem un pas mai departe în anumite lucruri ce ni le-am propus, poate. De obicei, singuri, poate nu am avea curajul să facem ceva ce ni se pare inițial, poate, nu știu, prea dur, prea greu de realizat. Însă, atunci când suntem aproape de prieteni, când interacționăm cu adevărat cu acei prieteni și acei prieteni sunt adevărați, dacă ne bucurăm cu lăcomie de prezența lor, între ghilimele, așa cum a zis Seneca, ei bine, în momentul respectiv am reușit să facem 20-30% mai mult decât am face în mod normal. Și eu zic că ăsta e un lucru extraordinar de important. Așadar, faceți ce vă recomandă Seneca, din când în când.